Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ne reîntâlnim în ultima parte a dimineților cu plus. Continuăm discuțiile în legătură cu aeroportul Ștefan cel Mare, care a înregistrat pierdere de 3,6 milioane de lei, care vor fi acoperite din rezerva bugetară de stat. La Suceava ajunge a doua, cea mai mare sumă dintre cele acordate pentru 12 unități aeroportuare, bani meniți să acopere toate cheltuielile, inclusiv pe cele cu salariile. Nu mai aveam voie să acordăm acest sprijin de la Consiliul Județean, susține Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean, precizând că deficitul este o consecință a restricțiilor din pandemie. Da, sigur, în condițiile în care nu ai zboguri, atunci nu iei acele taxe aeroportoare de operare și sigur că intri în gaură. Gaură care e destul de mare, 3,6 milioane de lei, pentru că tu trebuie să ai personal pregătit să opereze și ai puține operații de făcut, nu? Plus cheltuielile care zboară, nu zboară, tu trebuie să intervii la pistă, trebuie să intervii la toate celelalte și sigur că și e vorba de acele salarii pentru personalul de operare pe aeroport. Una peste alta, e bine că există acest sprijin din partea guvernului pentru cele 12 unități aeroportuare din țară, astfel încât ele să poată să meargă mai departe. Criza din industria aviatică este generală, nu numai privind aeroporturile, ci privind în mod deosebit, privind firmele de aviație. Dar asta este, na. Cât timp vor fi aceste restricții legate de pandemia cu coronavirus, vom trăi această cumplită situație. Ai văzut că au fost acum probleme la nivel internațional pe liniile aeriene, pentru că un mare număr din personalul, chiar personalul de bord, este infectat și s-au intrat în carantină, condiții în care au fost anulate o serie întreagă de curse internaționale. Dar oricum, numărul celor care zboară este mult, mult, mult redus. Sunt forme de turism care foloseau mult liniile aeriene, acel turism de city break, da? Care se zbura cu avionul vineri, se întorcea duminică, și România era o destinație, veneau petrecăriți, aterizau pe coandă și se duceau în centru vechi, da? Alții ai văzut că mai făceau vizită și pe la Palatul Parlamentului, în căutarea hotelului, da? Și asta e situația. Bine că s-au găsit niște bani, până la urmă nu este o gaură în cer, 3,6 milioane de lei în bugetul României, dar aceste structuri aeroportoare trebuie păstrate în funcționare și cu personalul aferent. Continuăm cu altă știre. O declarație făcută de Florin Câțu, 2021, a însemnat prudență, profesionalism și predictibilitate. Președintele PNL, Florin Câțu, a afirmat că anul 2021 s-a încheiat din punct de vedere economic cu rezultate mult peste așteptări. Închidem anul cu rezultate mult peste așteptări din punct de vedere economic. Deficitul bugetar mai mic de 7%, agențiile de rating au crescut perspectiva României de la negativ la stabil. Moneda națională a rămas sub pragul de 5 lei pe euro datoria publică nu a trecut de 50% din PIB. Anul 2021 a însemnat prudență, profesionalism și predictibilitate. Să mă mândresc cu asta, indiferent ce ar spune unii, cifrele sunt cifre și arată că acolo unde a depins de guvern, mi-am îndeplinit misiunea față de români, a declarat Florin Câțu pe rețelele de socializare. Vasilică, Vasilică, este incredibil. Deci nu cred că există un prim-ministru din cei mulți care au fost după 89, 30 și ceva sau cât au fost, nu chiar 30, 20 și așa, care să se bucure de o încredere mai scăzută decât Florin Vasilică Câțu.
Acum, ceea ce spune dumnealui este într-o flagrantă contradicție cu viața pe care fiecare român o duce. Deci cine să-l creadă când fiecare vede cum este situația? Că au crescut toate cele, avem o inflație până la cer, au crescut utilitățile, au crescut prețurile la alimente, la tot ce vrei. Salariile n-au prea crescut, pensiile n-au prea crescut. În anul în care domnul, cum zic, predictibilitate și performanță și genial, domnul Vasilică. Acum îți dai seama că nici liberalii nu-l mai cred pe el, dar minte cine să-l creadă pe Vasilică, că el trăiește un moment într-un câtva, mi-e milă de el, pentru, dar pe de altă parte, așa, o formă de autism politic cum rar am văzut. Președintele Colegiului Medicilor București, profesorul dr. Cătălina Poiană, a spus că își dorește în noul an predictibilitate pentru sistemul medical, finanțare corespunzătoare și investiții în infrastructură spitalicească. Spune aceasta, citesc, consider că din cauza provocărilor din perioada actuală, gândurile noastre, dorințele și așteptările merg la fel ca pentru o mai mare parte a populației către sănătate și către sistemul de sănătate. Acum, în primele zile dintr-un nou an, la începutul 2022, fiecare dintre noi ne gândim la ce va urma, la ce an vom avea, ce provocări trebuie să depășim. Închei citatul. Da, nu vine un an ușor pentru sistemul de sănătate din România, pentru că probabil încă câteva luni bune se va confrunta cu problema cu pandemia, după care va trebui să recupereze ceea ce s-a întâmplat, ce e trist că s-a întâmplat, referitor la bolile cronice care nu au putut fi tratate așa cum se cuvine și unele poate nici nu au fost depistate în condițiile în care fugea de spital toată lumea ca dracu de tămâie. Deci, acum, referitor la bugetul Ministerului Sănătății, el a crescut. Nu, dar și prețurile au crescut, deci nu ne putem da seama foarte bine ce va fi și cum va fi în acest sistem. Încă suntem departe de ca cele prevăzute în PNRR să devină realitate, pentru că acolo sunt prevăzute foarte multe activități și investiții în acest domeniu. Un lucru foarte necesar pentru România, pentru că e lucru cunoscut că România se află din acest punct de vedere în coada Europei la calitatea sistemului de sănătate. Ce s-a făcut? S-a mai cârpit pe aici, pe acolo. Spitale noi nu prea s-au făcut, ori e lucru cunoscut că n-ai niște spitale vechi. E preferabil să le demolezi decât să le dai cu var, cum s-a întâmplat la noi. Bun, s-au întâmplat niște lucruri, dar era normal că știința medicinei a evoluat, au apărut echipamente performante în toate domeniile care, de investigație, care au început să apară mai peste tot, că acum nu este, cred, spital care să aibă un CT sau un alte echipamente de investigație medicală. Însă e mult până departe, cred că acest decalaj între sistemul de sănătate din România și cel din Uniunea Europeană se va păstra încă mult timp. Concursuri aranjate în jandarmerie. Șefii din jandarmerie trimiși în judecată. DNA anunță trimiterea în judecată a unor șefi din jandarmerie pentru aranjarea unor concursuri pentru promovarea în funcții. Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, serviciul a anunțat trimiterea în judecată în sala de libertate a mai multor colonei la data faptelor și în prezent inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi al județului Giurgiu, dar și al Direcției de Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei, care sunt acuzați că au falsificat, mă rog, înscrierea unor persoane în cadrul concursurilor de realizate în cadrul jandarmeriei. Acuzațiile sunt în general de constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații pentru bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, precum complicitate la abuz în serviciu. Noi am avut problema anul trecut la serviciu
servicești de permise auto, iată, în Giurgiu sunt probleme la jandarmerie. Au fost cu ani în urmă probleme foarte mari la ISU, erau angajările din Constanța acolo. Din fenomenul este, din păcate, general, endemic pentru societatea românească. Peste tot acolo unde e vorba de bani publici, de angajări pe bani publici, trăim fenomene de acest gen. Sigur că o mică parte din ele sunt devaluate public și sunt anchetate din nefericire. Dar nu mă mire că cu puțină atenție s-a constatat că peste tot avem așa ceva și atunci că nu ne mire că avem jandarmii pe care avem, polițiștii pe care avem și mulți alții, ca să nu mai vorbesc de locul unde fenomenul ăsta este cumplit în administrația publică locală și centrală, unde angajările, e un lucru cunoscut, se fac pe pile, bani și alte lucruri. Deci asta e trist că e așa, în ciuda faptului că formal sunt pregătite tot felul de sisteme, de organizare de acestor concursuri. Dar, la modul concret, avem de-a face cu poveștile astea care ne sufocă și care, sigur că vei spune că până la urmă justiția va face dreptate și cei care au greșit vor plăti. Da, e adevărat, dar fenomenul e general, asta este problema și va fi foarte greu ca el să fie limitat, că nu se pune problema să rezolve în totalitate corupția și clientelismul. Și Spania confirmă primele cazuri de flurona, infectarea simultană cu gripă și coronavirus. Regiunea spaniolă, Catalonia, a anunțat recent mai multe cazuri de flurona, adică infectare simultană cu gripă și coronavirusul SARS-CoV-2. Primele descoperite în Spania, dar acestea sunt puține și nu reprezintă o evoluție mai severă decât infectarea doar cu coronavirus. Deși nu este o situație des întâlnită într-o perioadă cu circulație virală intensă, poate surveni cu existența a doi patogeni într-un organism, explică un medic spaniol, precizând că deocamdată nu s-a observat ca aceste cazuri să fie grave, adică să fie niște forme mult mai grave de infecție cu COVID-19. Și preocupată este în schimb posibilitatea saturării sistemului sanitar de înmulțirea cazurilor de COVID-19, care se traduce printr-o creștere constantă a internărilor, inclusiv la ATI și a deceselor, mai spune același medic spaniol. Spania trece în prezent prin al șaselea val de COVID-19, mai virulent decât cele precedente și alimentat de noua variantă Omicron a coronavirusului, înregistrând pe o perioadă de 14 zile, actualizată ultima dată joi, o rată de incidență de 1775 de infectări la 100.000 de locuitori. Capacitatea la ATI este ocupată în proporție de 19% pe ansamblul Spaniei și de peste 37% în regiunea Catalonia. Da, și spaniolii au alt sistem mai viguros. Acum, gripa, când nu exista coronavirus, gripa își lua drepturile ei, adică erau ani în care o epidemie de gripă mai agresivă conducea în România la peste 1000 de decese. Dar gândește-te că coronavirusul a produs 40, 50, 60, cât 80.000 de decese. Mult mai virulent. Acum, nici gripa pentru unii este pentru persoanele cu comorbidități în etate, o gripă poate să fie fatală. Dar ce s-a întâmplat acolo în Spania, să sperăm că nu va fi o chestiune care să se regăsească peste tot și chiar la noi. Deși cazuri de gripă au fost identificate și în ăștia 2 ani de coronavirus în România, e drept în proporție mult mai mică și datorită faptului că prudența cetățenilor a fost mult mai mare. S-a purtat mască, mulți au făcut tratamente care
nu zic neapărat, s-au vaccinat antigripal, dar au făcut tratamente pentru creșterea imunității și sigur că în aceste condiții gripa, care în general nu creează foarte mari probleme, a dat înapoi. Acum cu florona asta o să vedem. Interesant este că Omicronul dezvoltă forme ușoare, asemănătoare celor de gripă și mulți speră că ăsta va fi sfârșitul pandemiei cu COVID-19. Forma asta, care este, deși foarte agresivă, nu dezvoltă un număr mare de cazuri grave, deci nu pune nici viața multora în pericol și nici nu creează o presiune suplimentară de nesuportat pentru sistemul medical. Nu știu dacă ați văzut, dar în Arabia Saudită a nins. Recent tot așa, purtam discuția astăzi, dacă tot am vorbit, despre modificările climatice. Nu știu câți ani, dar acolo s-a întâmplat să ningă și în Sahara, așa, dar... Erau foarte mulți oameni care erau bucuroși, mai ales cei mici, erau cei mai încântați. Au văzut doar în filme, știi? Da. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. În continuare, la TV Plus Regional, putem să urmărim pasarea de sănătate, sfatul utile, horoscop, Suceava în Trumlu și rătul de profesorul Petru Tomege, Învață Românește. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, o zi frumoasă, la revedere!